Hei, salutare, prieteni, aici Horror. Continuăm aventura pe Dawn of Man cu un nou scenariu din provocări de incendi. Ultima, de fapt, și anume Before Dawn. Zice că e extrem, cum vedem aici. Prima a fost accesibilă, apoi a fost un pic mai provocator, se face cu intensul soarelui. A fost un pic mai grea asta cu păstoritul, dar asta este extrem. Vom vedea despre ce e vorba. Noi de fapt, după cum v-am spus și în episodul ăsta, nu l-am făcut scenariul ăsta niciodată. Să vedem acum despre ce e vorba. Că ce-i dăm drumul. Da, avem aici un 4 corturi, un foculeț și 14 persoane. Așa că încercăm să le dăm la oameni ocupații. Mă trebuie să-l îmbețe pe aici. Nu? Avem mai aproape? Da, avem aici. Lombete de pe aici. Silex. Nu știu unde ar fi silex pe zonă. Nu pare că silex, nu? E un pic de Felix aici, îl luăm. Îl luăm e ăsta și ăsta. Ok. Ce să mai dăm? De vânătoare. Aici e lacul. Gândesc că pe aici o să fie animale. Deja e un urs aici. Și acum să dăm aici de vânătoare. De pescuit. De obicei, pe apă, aici. Așa. Tot plantele. Aici. Pare de pute la plante. Ok, iar de piatră. Nu vedem pe aici pe niște pietre. Cam astea sunt primele chestii care putem face. Deci să ajungem la o populație de 50 de locuitori. Așa că noi avem 14 și avem loc, ne trebuie să facem un port cât mai repede. Facem astea de stocare. Să facem satul așa încolo. Aici facem toate alea. Ok. Încerc să punem asta de lemne aici. Două. Și două de piatră am început.
uităm la limitele. Iată și le-am modificat. Așa. Îți facem toate mai mult decât limita care îmi pune. Nu știu de ce ei o pun așa limita, dar nu știu cum să fac eu să rămână mereu. Dar nu cred că e posibil. Să rămână mereu mai mare. Rămâne la 10 mereu. Eu le pun la 100, că la 100 e pe ce. Așa. Astea aici nu modificăm, astea le lăsăm așa. Ce are infinit, lăsăm infinit. Pe câte 10 de astea, eu cred că e ok. Așa lăsăm. Și aici să zicem că se ducă doar crengi, și aici doar butuci, aici doar pietre și aici doar silex. Așa. Punem și un de ăsta de stocaj. Unde punem aici? De producție avem focul ăsta de craftat, nu l-avem. Avem aici. Să de uscat pieile. Avem aici. Să de uscat mâncarea. Face asta aici. Gata, atât. Să vedem pe maxima. Piei, nu avem piei. Vedem un animal, așa îl dăm pe zonele direct. Asta să vedem. Este vizat. Din 3 persoane să vedem asta. Gata. Rezolvat. Păi da. Carte ne trebuie, lana ne trebuie, oase ne trebuie. Bun, acum ne ducem aici să le-a craftat, să vedem ce fac, că mai nu s-au publicat. Așteptăm. Ce mai trebuie aici? Trebuie piei. Și la casă la fel, piei. Bețe, nu știu ce nu trebuie la bețe. Bine, asta cu bețe. Așa, ca să le usuce. Ok.
Ok. Certo, con te. Non tengo di fare molto. Attacco destra, non è il problema. Jump. Noi adesso facciamo molto in faccia morbide, comunque. Vai lui! Sciocco. E andate sto mascia. E ci siamo riusciti a fare un caso sta. Con noi è variare, non si faccio sì, va c'è nero da questa mi fa questa mi fa due persone se senza una prima non avevamo per bacitate se facciamo un po' cassa che lo curam. Adesso ho fatto un cielo di cielo.
Bun, aici s-a făcut asta și dăm să se facă toate astea. Asta ce? Vedem să se facă ce face un pic. Vreau să facem încă o casă. Am văzut numai că aveam limita. Așa. Să ajungem la 50 de persoane, suntem la 14. Și acum avem Silex pe aici. Aici s-a terminat practic silexul ăla. Va trebui să vedem în altă parte. Ne găsim, bineînțeles. Uite aici. Nazuri. Deci, de granada nu putem tăia cu faci. Nu putem. Trebuie tehnologia, da? Nu avem tehnologia, da. Facem așa cum putem. Nici nu putem. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Ok, dacă asta e, așa facem.
Dacă să mai facem o casă. Abbiamo vinto per fana. Per noi è molto e d'oro per fana. Problema è che abbiamo noi è che non abbiamo più molte tecnologie. Adică, de esempio, sunt doar cuțite de astea, suliți de lemn, cuțite din silex și de astea cum zice, harpoane din lemn, haine doar din piele. Nu avem prea multe tehnologii. Nu avem topoare, de exemplu, putem faci. Avem târnăcoape, să terminăm la mine. Plăgem pietrele astea de gătiți. Avem puțină mâncare. Bine, bine, dar de ce funcționați? E bine să se ne atace un altul prin apă, ca să ne atace. Bine să vină. Pe dar și lor să rezumăm. Mai mai ușor de vânt, pentru că am văzut ăsta mai sunt doi pe urmă. Sunt de uși. Dar cu astea vedem noi cum facem și pe. Unde? Nu vă năbăt. S-au dispărs eu. Eu n-am. Hai să vedem și pe asta. Păi că nu avem mâncare. Vedeți fructele dacă nu este prate. Păi dar. Să mai facem o casă. Pare că acolo nu putem, îmi dau la lată. Thank you.
să treci pe este acolo, la mâna plus, e ok. Nu e foarte ok, dar e ok. Nu știu cum era să vedem ce are de-astea. Nu? Avem 5 ani. Și un total de 6 ani. Din aceste astea ne-am făcut. Da. Vedem unde mai putem găsi flint. Nu pe aici. Un animale, dar am avut probleme cu un om a murit mișcat de mar. Se întâmplă și de astea. Bun, aici a stat un pic de silex. Vedem. Unde e casa? Ok, să vină un frig. Și cu zile să ne mai arăt pe care avea frig de astea. Și hai să mai facem o căsuță. Asta e, trebuie să-l strească să-l vânăm. Nu știu unde sunt oamenii noștri. Doar, uităm casă. Cum am mai spus, nu putem construi momente în lumea, da? Trebuie să mai punem un deja de înțelător de... blanuri. Thank you.
Ăla. Asta, Silex-ul ăsta e greu de vezi. Foame, nu am mâncare. Trebuie să mai vânăm ceva. Fame. Cineva a murit și asta mai era bine să moară și ce l-a văzut asta scapă. Nu se pare așa ceva. Vânați, oricum ar fi. Au murit multe persoane de foame. Slab cu mâncarea.
vado forte crea la storia maestra di epoca asta quindi non era la mia latina. Adesso non avevamo troppo sci deve venire un certo la popolazione giusto per tutte le molte persone causa fame te. Come sta per essere specchio per tempo preistoric. Cam asta se întâmplă. Oamenii ori aveau din abundență ce să mănânce, ori dacă nu, mureau. Sai per il nuovo haine dice da se fa haine c'è l'ultimo è andata con un chef
Așa. Tuna. Aici. Și să mai facem și... Mă lăsa aici. Principala ocupație unde trebuie să ne fie vânătoarea. Quatro pessoas. Dau viața scăzută. Să putem de asta. Thank you.
Sunt foarte greu de mult asta. Măcar eu cred că o să dea multă, multă carne, multă chestie. Face de 21. Iată cum e. Cam am avut o scăpadă. Este greu de omorât, dar mai are viața mică, să apărăm mâna. Thank you.
frig. Să mă arăși. Și bine. Asta se vede, a murit. Mai e una infectată. Asta se va muri. Deci e greu să crești populația. Chiar foarte greu. Va trebui să punem aici 2 la pescuit. Haide, le punem 2, la ce stare are de asta să punem? 2 2 2
Asta te înveți. Nu mai ai trebuie să te eroiți. Aici. Ce are viață mare, dar bine e așa, de la măcarea mea. Sana. Ce sunt mai mai multe, dar mai doar una. Asta o să dea multe. Arme, toptele. Bine, nici ele. Mă la 20 populate, de suntem la jumătate. Nici chiar la jumătate, că am început cu 12. N-am un sfert de lume. Ne facem o casă. Și ăsta. Așa mă arăt. Avem. Pare că stă în Ieșov, cărnița. Hai să ne facem o găsuță. Terminat asta de piatră. Ok. Încă sunt mai mare de foame, chiar dacă avem mâncare.
Sierna. Se vai che greo deve comprare questo del 12-5. Anche dove le scida. Con l'acqua è male. C'è animale. Come lo troviamo? Oh. Mettiamo lo sotto. Non mettendo sì. Silex. Okay.
persoane, unii de bătrânețe, alții au murit de frică, alții au foame. Astea sunt probleme. Vine astea să ne atace. Prea puțină mâncare. Ok, dar atunci hai să stabilim ceva. Punem aici maximul de vânător. 35. Ok. Și aici loc eu. Mă cred că să lăsăm de unde aici. Hai să-l punem pe aici, pe care am avut animale noi, nu? Nu. Să mutăm partea asta altă. Fără intersecția pus. Mai punem aici. Să luați ce sunt grele de vânat. Încercăm să nu mai vânăm călători. Să vânăm doar animale mai așa. Bun, și ăștia sunt călători, le lăsăm în pace. Avem niște furtună.
foarte deprimați oamenii, se pare. Această perioadă. Nu știu ce să facem, să putem avansa mai repede, nu știu ce să facem. S-ar trebui să pescuim mai mult. Să vânăm mai puțin, pentru că animalele e cam... e cam ucid. Dacă hai să mai pescuim. Thank you.
scritto pe aici. Spíš tam ukáte, že? Tady stavím pešte. Jsem to všechno spomenu. Volta, pojďte pešte na kasu, okej. Questa mano deve fare andare in testa. Adică ceva acelea le-aș vrea de urmează. Da, cu coarnele. Asta e. Cam fructe, nu mai ce face.
E greu să mai intrăm cu populația, se pare. Chiar foarte greu. Și doar o să întrerupem aici episodul acesta, a fost destul de lung. O să pare că va ține mult mai mult. Îmi degeaba zicea că dificultatea este la extrem. E greu de trecut. Așa că o să ne despărțim aici, o să continuăm data viitoare. Aici a fost Horror, eu vă mulțumesc de vizionare, ne întâlnim data viitoare, ciao ciao!